Noi. Trecerea în noul an este un moment semnificativ pentru fiecare dintre noi. Mai sunt câteva ore și închidem o ușă, deschidem alta către o energie cu totul nou, energia anului 2024. Cum facem această trecere? Care sunt secretele noului an care bate la ușă? Aflăm astăzi toate informațiile de la invitatul meu, un invitat special, Rizvan Vlad Rusu, specialist și astrolog în metafizică chineză. Rizvan, bine ai revenit! Mă bucur să fiu din nou aici. Cu tine mă bucur să fiu absolut oricând, fără niciun fel de probleme. Și eu îți mulțumesc că ești alături de noi. Să încheiem acest an așa într-o notă optimistă. Tu ești unul dintre maestrii mei preferați, de la care am învățat foarte mult. Și eu știu că tu ai tot felul de metode foarte, foarte practice pe care le putem aplica pentru a avea succes, sănătate, prosperitate. Și rugăm telespectatorii chiar să-și ia ceva de scris, pentru că tu vei veni cu foarte multe exemple. Da, merită practică. Pentru că, așa cum se știe, eu nu sunt un teoretician. Sigur că mai știu un pic de teorie și acolo. Dar, până la urmă, schimbarea profundă în fiecare dintre noi vine aplicând lucrurile. Iar în momentul acesta este poate cel mai potrivit, că, uite, bate la ușă ceva și putem să facem anumite lucruri și, sigur, o să vă dau și lucruri pe care le facem după ce trecem în noul an, că poate nu toată lumea ajunge să vadă emisiunea chiar acum. Și o să o luăm un pic pe capitole, dacă e ok cu tine. Prosperitate, iubire, sănătate și așa mai departe, da? Hai să vedem ce avem de făcut acum, pe ultima sută de metri. Pe ultima sută de metri, având în vedere că sănătatea este cel mai important capitol, începem cu el. Și o să explic 20 de secunde de ce vine următoarea metodă. Nu numai că trecem în anul 2024, însă în curând, pe 4 februarie, vom trece în anul Dragonului de Lemn, și vom schimba perioada, acel ciclu de 20 de ani din știința Feng Shui și trecem în perioada nouă. Ce în reprezintă perioada acest nouă, da, care reprezintă energia și puterea focului, avem o foarte mare deschidere către schimbare. Indiferent de zodia în care suntem născuți, pe toți ne paște schimbarea. Și prima metodă se referă un pic la culori. Ideea este așa, perioada nouă în care vom intra, perioada focului, are asociată culoarea roșie. Însă anul dragonului de lemn în care pătrundem tot pe 4 februarie are asociată culoarea verde. Verde înseamnă element lemn, roșu înseamnă element foc. Lemnul, în ciclul de producție al elementelor, produce foc. Așa încât, dintre cele două culori, verde și roșu, verde este cumva culoarea cea mai, nu-mi place să spun asta, dar e realitate, cea mai norocoasă și în această perioadă. Și a trebuit să purtăm verde în această noapte? Da, culmea, deși de obicei și de fiecare dată și inclusiv aici în emisiune spun, domne, purtați roșu, purtați roșu, evident că este o tradiție, însă să aveți asupra voastră și ceva verde. Orice, da. Orice verde, că e o cămășuță, că e chilotul, nu contează ce, absolut orice care să fie de culoare verde. Pentru că această culoare verde este până la urmă o frecvență. Și frecvența asta se acordează cu toată lumina din univers care ne aduce nouă sănătate și intenția noastră de a fi sănătoși împreună cu frecvența culorii verde ne va aduce foarte multă putere. Dar noi o să o complicăm un pic pe partea asta cu verdele. Și o să facem în felul următor. Există un îngeraș care, printre altele, coordonează starea noastră de sănătate. Da? Și acest îngeraș se numește Menadiel. Menadiel, printre altele, coordonează starea de sănătate fizică. Culoarea lui asociată este verdele, aroma lui asociată este cedrul. Acum, sigur că nu știu dacă în câteva ore puteți să găsiți ceva care să miroasă a cedru, un bețișor parfumat sau ceva, dar mai puțin contează. Important e ca, atunci când bate gongul și trecem anul și noi ciocnim și ne bucurăm și râdem și ne simțim bine, prima intenție, imediat după ce ne-am liniștit, trebuie să fie să ne conectăm la îngerul acesta, care e de fapt un serafim, Menadiel, și să-l rugăm să ne binecuvânteze cu sănătate și cu protecție din punct de vedere fizic. Pentru că asta știe foarte el important să facă. Este foarte important pentru că sprijinul entităților angelice este primul, principalul și primordialul care ne va ține pe linia de plutire noi în anul care vine. Noi eram așa puțin obișnuiți cu Rafael pe partea de vindecare. Sigur că da, Rafael e cunoscut de toată lumea. Dar acum, na, la lumea nevăzută trebuie să dăm și lucruri mai nevăzute și neștiute. Sigur. Pentru că, în primul și în primul rând, Menadiel este ceea ce se numește coordonatorul cetelor îngerești al vindecării. Rafael este tot un înger al vindecării, dar puțină lume știe că la bază, de fapt, Arhanghelul Rafael nu se ocupa cu vindecarea.
ci se ocupa cu descoperirea lucrurilor ascunse și a cauzelor bolilor și a problemelor noastre. Da? Deci Rafael ne ajută mai mult, să zicem, în perioada asta să găsim cauzele. Asta este un prim truc legat de sănătate. Putem să ne decorăm și, nu știu, masa de sărbători cu verde, cu multe verde? Sigur că da, sigur că da. Acum, dacă vreți, fiecare are nuanța lui de verde. Verdele propriu-zis al anului este verdele malachit. Mai mult decât atât, chiar cristalul anului, 2024, este malachitul. Și tocmai aici vine al doilea truc, care nu are treabă neapărat doar cu sănătatea, ci per global, să spunem așa, atrage energia cea mai potrivită ca să ne simțim bine. Faceți rost de undeva de un mic cristal de malachit. Slavă Domnului, un cristal ieftin, nu este o piatră atât de scumpă încât să nu ne putem permite. Și foarte frumos. Este absolut superbă, are nuanțe de verde care variază de la mai deschis la mai închis. E bine să purificăm acest cristal, măcar un picuț așa, în jet de apă rece și ținut între palme și citit un psalmul 50. Există tot felul de metode de purificare. Și acest cristal de malachit este bine să-l ținem asupra noastră, pe partea stângă, pe partea receptivă, pentru persoanele dreptace, iar pentru cei care sunt stângaci, e bine să-l țină pe partea dreaptă, în buzunar sau undeva. Apropo de malachit, știi, fac aici o scurtă paranteză, că am învățat de la tine că este cristalul anului și să știi că am fost în Egipt, am luat malachitul cu mine în piramidă. Foarte bine. Am avut ceva probleme când am trecut cu avionul, dar a fost ok. Știu, apropo de malachit. E foarte important. Malachitul în sinea lui este un cristal extraordinar de bun. La bază se folosește în general pentru tot ce ține de ritualuri de prosperitate, însă având în vedere că este cristalul anului, el în tot 2024 va avea roluri diverse, nu doar pe partea de prosperitate. Și atunci este bine să aveți asupra voastră un malachit și chiar de-a lungul anului să-l țineți acolo undeva în gentuță, în borsetă, și de fiecare dată când aveți o problemă, țineți cristalul în mâna stângă, dacă sunteți dreptaci, sau mâna dreaptă, dacă sunteți stângaci, și imaginați-vă că respirați prin palma respectivă, prin cristal, și aduceți în corpul vostru ce aveți nevoie. Energie vindecătoare, exact, energia prosperității, vindecătoare, iubire, orice avem nevoie. Inspirăm prin cristal, prin palma respectivă. Asta ar fi două ritualuri pentru sănătate. Scurte, frumoase, la obiect.ochit.lovit funcționează absolut extraordinar. Pentru iubire, relații armonioase. Pentru iubire și relații armonioase, dincolo de faptul că e un an foarte interesant la capitolul acesta, pentru că vom intra un pic pe repede înainte și o să vezi că la nivel global, din păcate, iubirica va mai scădea un picuț, adică vom vedea destul de multe conflicte și destul de multe certuri, inclusiv la nivel micro și neînțelegeri. Să nu uităm că sunt 40 de țări în care vor fi alegeri în anul în care tocmai urmează să intrăm. Și toate astea vor crea, evident, o stare conflictuală. Deci avem nevoie cumva de energia iubirii, nu doar la nivel de individ, ci la nivel global, la nivel macro. Și atunci este bine, în primul și în primul rând, ca să ne manifestăm noi înșine iubirea, să putem să ne rugăm într-un fel pentru iubire în general. Și aici, în primul și în primul rând, aș lucra tot cu îngerași. Pentru că, da, îmi plac mie îngerașii ăștia. Și sunt un suport foarte sunt important. Sunt un suport extraordinar de important. Și unul din îngerii cei mai importanți ai împăcării, ai iubirii, ai armoniei în cuplu, ai armoniei la nivel global, se numește El-El. El-El este un înger care face parte din sfera coordonatoare a planetei Mercur și care aduce mari similarități cu toată sfera venusiană. De altfel, este unul din puținii, dacă nu mă înșel, chiar singurul înger care știe să baleeze între sfera mercuriană și sfera venusiană. Și acest El-El se poate invoca în orice clipă pentru a anihila energiile care se opun iubirii. Acolo unde este energia îngerului El-El, acolo nu există discordie. Și atunci, în primul și în primul rând, dacă sunteți singuri și nu aveți pe cineva și vreți să vă manifestați un partener, puteți, ca timp de 33 de zile, începând din prima zi a anului, să aprindeți câte o lumânărică, ce să vezi, verde, da? Pastiluță, nu trebuie să fie nimic fancy, da? Și lumânărica respectivă, dacă vreți să fie ca la carte, înainte se unge cu un pic de ulei de măsline. Îi scriem numele acolo. Se scrie numele pe marginea lumânăricii sau se scrijelește. Se citește frumos un psalm 22 ca să binecuvânteze lumânarea. Și în momentul în care aprindem lumânărica, o dedicăm, o consacrăm arhanghelului El-El cu intenția de a manifesta în viața noastră partenerul cel mai potrivit din toate punctele de vedere. Nu-i facem noi portretul, nu? Aia e. Aici e buba. Măi, trebuie să știi ce vrei.
Trebuie să știi ce vrei. Vorbeam zilele trecute cu o prietenă de-a mea care a luat dintr-una din cărțile mele un ritual de manifestare a partenerului. Și acolo scria, printre alte, domnule, trebuie să știi ce vrei, fă-ți o listă din toate punctele de vedere. Și mi-a zis așa, mi-a apărut partenerul care bifează 100% din tot ce am trecut pe listele respective. Doar că am uitat să scriu să fie de aproximativ vârsta mea. Și a apărut un domn care are 26 de ani peste ea. Deci trebuie să fim foarte atenți la detalii. Trebuie să fii foarte atent la detalii. Și de atunci, trucul principal e ca înainte de a începe aceste 33 de zile, vă luați o listuță și o împărțiți în patru. Și avem așa, fizic, mental, emoțional, spiritual. Cum vrei să fie, nimeni nu știe ce scrie acolo, necenzurează-te, manifestă-te, scrie tot ce ai nevoie, astfel încât îngerașul respectiv să știe ce să manifeste pentru tine. Ce facem cu această listă? E, listuța aceasta, în ziua numărul 33, în flacăra ultimei lumânări 33, o ardem în totalitate și fumul respectiv care se emite, avem intenția să poarte odată cu el toată puterea rugăciunii noastre către cele mai înalte sfere cerești, de unde să manifeste tot ceea ce este mai bun. Iar cei care sunt într-o relație și vor să fie mai armonioase, să treacă la un să alt nivel... Să nu facă ritualul ăsta. Să nu facă ritualul ăsta, pentru că, evident, ca să-ți găsești pe cineva, trebuie să scapi de cineva cu care ești deja. Și atunci, pentru ei, situația este mult mai simplă, dar o să fie alt îngeraș. Un îngeraș care se cheamă Ariel. Ariel este un înger care la bază coordonează tot sfera prosperității, dar în cuplu. Nu prosperitatea de unul singur. Sau, iată, să zicem că ai un partener de afaceri cu care vrei să muncești, să zicem că ai un coleg cu care vrei să faci bani, să zicem că ai o nevastă sau un soț sau un iubit sau o iubită cu care vrei să atingi prosperitatea în cuplu. Atunci Ariel te ajută. Dar pe lângă asta, el ajută cuplu, că știi tu, ca un cuplu să fie funcțional, eficient și să facă împreună bani, trebuie să se și înțeleagă bine. Și atunci, armonie și iubire. Armonia, exact. Și atunci Ariel vine și repară, dă cu glet pe acolo, pe unde mai e o fisură, mai repară, mai pune un super glue, face în așa fel încât armonia în cuplu să fie clar manifestă. Și pentru Ariel se aprinde lumânare de culoare albă, deci mult mai simplu de găsit. Câte iar zile? Cifra lui este 16. Deci 16 zile și atenție, începând din 5 ianuarie, da? Sau oricând după 5 ianuarie. Preferabil ar fi 5 ianuarie. Da? Nu începem din data de 1. Da, de ce din 5? Începem din 5 pentru că această perioadă prin care noi trecem și un mini-ciclu care se încheie practic pe 4 ianuarie, este ciclul unui alt îngeraș care este de element opus cu Ariel. Și atunci dacă noi începem cu un înger al focului, cum este Ariel, într-o perioadă de înger al apei, efectele nu vor fi foarte, foarte... De 16 bune, zile din 5 ianuarie. 16 zile din 5 sau oricând după data de 5 ianuarie, lumânărica albă, nu mai trebuie să facem nicio hârtiuță, intenția noastră trebuie să fie pur și simplu de armonizare relațională, de repararea relației cu Xulescu. Atenție, nu se referă doar la relațiile amoroase. Pot aplica lucrul ăsta pentru relații de afaceri, de servici, de parteneriat, de absolut orice fel, inclusiv pentru relații de familie. Pentru că, atenție, un punct critic al anului care urmează este familia. Vor fi provocări în această zonă pentru majoritatea zodiilor. Și atunci, poate că e bine să prevenim. Știu că e mai bine să previi decât să tratezi. Că dacă deja te-ai scandalizat și au ieșit toate spumele mării la suprafață, e un pic mai greu să rezolvi situația. Da? Ok, deci am rezolvat și capitolul iubire, ritualul în perioada imediat următoare. Pentru bani, prosperitate. În primul rând trebuie să conștientizăm în anul ăsta care vine că bogăția adevărată nu înseamnă neapărat bani. Deci trebuie să redefinim fiecare dintre noi. Ce înseamnă trebuie să-și redefinească prosperitate. Bogăția și prosperitatea. Și atunci recomand ca în această minunată seară, după ce vă terminați petrecere, tot mâncărică, tot ce trebuie, dans, și vă pregătiți de nani, când o fi naniul ăla spre dimineață, vreau să vă luați câteva clipe în care să stați frumos cu fața către sud, atenție, cu fața către sud și să meditați între ghilimele, să contemplați ideea de prosperitate. Ce înseamnă pentru fiecare dintre voi prosperitate? Oameni frumoși în jurul tău. Exact. Poate să însemne, de exemplu, poate vrei o casă nouă, poate vrei o mașină, poate vrei un pian, poate vrei o vioară, poate vrei o cameră de filmat, un aparat foto, știu eu, fiecare ce hobby-uri are. Pentru că a dori strict banii în anul care vine
e posibil să ți-i aducă, dar să fie neutilizabili. Știi? E foarte deci simplu. Nu ne imaginăm o sumă, ci doar nu recomand. Rezultatul. Recomand rezultatul. O să vină în minte, eu vreau bani și vreau să te întrebi următorul lucru. Ce fac banii ăștia? De ce vreau banii ăștia? Adică nu cred că te încălzește să știi că ai 1 milion de euro, nu știu în ce cont. Și nu-i folosești. Că ce faci cu ei? Chiar n-ai ce. Dar de banii aia, tu poate vrei să-ți cumperi ceva. Și atunci vizualizează endgame-ul, vizualizează scopul. Știi? E, și stând cu fața spre sud, câteva clipe, vizualizăm acest scop și ne manifestăm intenția ca fiecare clipă de somn care urmează să fie o clipă în care noi să manifestăm toate premizele necesare pentru îndeplinirea scopurilor noastre de prosperitate. Și ne ducem la nani. Ăsta este primul lucru prin care activăm prosperitatea în anul care urmează. Și este foarte ușor. E foarte ușor, dar vreau să mai dau unul. Te rog. Care nu e neapărat la fel de ușor și nu trebuie făcut neapărat pe data de întâi, însă vă poate ajuta foarte, foarte mult. Și de această dată ține un picuț de o combinație, să spunem, de mistică taoistă. Ieșim un pic din sfera îngerilor, dar e o tehnică care funcționează foarte bine și e păcat ca lumea să nu o știe. În primul și în primul rând trebuie să înțelegem că oricând în perioada 4 februarie, 12 februarie, deci în intervalul ăsta, 4 februarie, 12 februarie, strict în acest interval. Dacă vă duceți frumos în casa voastră sau la birou la voi, unde vreți voi, în sectorul sud-vestic. Vă imaginați unde e zona de sud-vest a casei și vă duceți acolo oriunde. Acesta este sectorul prosperității. Ăsta va fi sectorul prosperității, dar perioada asta, intervalul ăsta scurt, da, 4-12, este intervalul în care putem să activăm o șmecherie. Și în acel sector sud-vestic, da, ne asigurăm că stăm cu spatele la sud-vest și, stând cu spatele la sud-vest, vizualizăm de jur împrejurul nostru energia prosperității ca un fel de abur de culoare verde malachită, apropo de chestia asta, ca un abur luminos care ne înconjoară așa ca o aură pe o rază de minim 3 metri, verde malachit, care cu fiecare respirație devine tot mai strălucitoare. Și ne imaginăm în acest nor strălucitor, în el, cum se derulează ca un film pe repede înainte, ca și cum s-a întâmplat deja toate lucrurile pe care le vrem manifesta. Casa, mașina, excursia. Casa, mașina, excursia, avioara, aparatul foto, fiecare ce își dorește. Vrei valiza cu bani? Ok, nicio problemă. Tu știi ce te încântă. Vizualizează-o pe aia. Și după ce am făcut vizualizarea asta, care durează 5-10-15 minute, cât are fiecare chef, trebuie să mai facem o mică chestie. Trebuie să mergem și să luăm un vas, orice fel de recipient cu apă, apă statică, pur și simplu. Apă pe care o punem în sectorul sud-vestic, poate să fie și o găleată între noi, fie vorba, da? Sau dacă o vază. O vază, merge și noi pe estetică, punem ceva mai frumos, da? Să fie și verde. A, nu e obligatoriu, poate să fie ce culoare vrea ea, din ce material dorește ea. Și punem vasul respectiv cu apă în sectorul sud-vestic. Și timp de 3 zile... În fiecare zi schimbăm apa, ea trebuie să fie foarte proaspătă. Da, a doua zi mergem, aruncăm apa respectivă, punem altă apă proaspătă de la robinet, o punem acolo. Nu-i dăm nicio informație. Nu-i dăm absolut nicio informație, ne interesează strict prezența elementului. Exercițiul ăsta, care e un picuț mai complex, se bazează pe forța activatoare a elementului apă în sectorul prosperității, împreună cu forța spirituală a vizualizării noastre, deci forța spiritului, și manifestă nu atât prosperitatea, cât magnetismul către toate șansele de a deveni prosperi și către îndepărtarea blocajelor din calea prosperității. E că nu e greu nici acest ritual.